Din etapa cu numărul 14 a Ligii Naționale de Basket în sala Constantin Jude din Timișoara. SCM Oma Timișoara primește vizita lui CSM Oradea într-o partidă care reprezintă primul duel în decurs de 4 zile între cele două formații. Următorul joc urmând să se desfășoare la Oradea, așa cum era programat pentru etapa cu numărul 29 din Liga Națională. Sunt două meciuri extrem de importante pentru cele două formații, având în vedere pozițiile din clasament. Timișoara, în cazul în care reușește să bată Oradea în ambele partide, poate termina peste CSM Oradea la finalul sezonului regulat, pentru că ar avea același număr de înfrângeri dacă nu apar alte rezultate în celelalte confruntări și ar avea, bineînțeles, avantajul meciurilor directe în cazul celor două dispute. De partea cealaltă, Oradea încă speră la o clasare pe poziția a treia, chiar teoretic mai pot încheia și pe locul al doilea, dar pentru acest lucru echipa lui Cristi Achim nu își permite pași greșiți. Laurențiu Grigoraș, Dragoș Nicolae și Narcis Dan sunt cei trei arbitri pentru această confruntare care va începe în câteva momente. 10M Oma Timișoara, 17 victorii, 9 înfrângeri până în momentul de față în actualul sezon din Liga Națională. CSM Oradea, 18 meciuri câștigate, 7 pierdute. Bun găsit tuturor, eu sunt Cosmin Petrescu, voi fi gazda dumneavoastră pentru această seară în care în Liga Națională de Basket sunt programate în direct pe Lux Sport două partide. Se mai joacă și restanța dintre FC Argeș Pitești și CSM Petrolul Ploiești, care începe de la ora 19 și va fi transmisă în direct tot aici pe Lux Sport. Astăzi, de asemenea, mai are loc o întâlnire, confruntarea de la Focșani dintre CSM Focșani și CSO Voluntari, unde pentru moment Focșani se află în avantaj. Voluntari continuă forma foarte slabă arătată în ultima perioadă, înfrângere la Constanța, urmată de înfrângere pe teren propriu împotriva Stelei, ceea ce readuce bătălia pentru poziția a doua în clasament, acolo unde spuneam CSM Oradea încă mai are șanse, la fel ca și FC Argeș Pitești. Se pare că sunt ceva probleme cu unul dintre panourile din sala Constantin Jude, astfel că această confruntare, care era programată să înceapă la ora 18, va avea câteva minute de întârziere în ceea ce privește startul disputei. Darion Strong alături de Robert Skipor, Adam Mirkovic și bulgarul Ivan Lilov împreună cu centrul Alexandru Olac sunt cei 5 jucători pe care Dragan Petricevic îi va folosi în cinciul de start pentru CSM Oma Timișoara. Panoul încă nu a fost reglat, este în continuare coborât, așa cum se vede în aceste imagini. A venit Laurențiu Grigoraș pentru a verifica dacă totul este în regulă acolo și dacă meciul poate să înceapă. Cred că e nevoie de o mână fermă ca să strângi șuruburile acolo, astfel încât totul să fie în regulă. Sunt destul de mulți copii în arena din Timișoara astăzi, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Timișoara vine după o perioadă foarte bună în Liga Națională, în ultimele 11 partide, 10 victorii pentru trupa antrenată de Dragan Petricevic. Timișoara a avut o serie de 9 meciuri câștigate consecutiv, care s-a oprit cu un eșec 77-90 pe terenul lui CSO Voluntar, după care a reușit să câștige în etapa anterioară o victorie facilă pentru Timișoara, 80-59. Contra celor de la Rapid București. Oradea vine și ea după 3 meciuri câștigate la rând. Orădenii au reușit să se impună la București împotriva Stelei, iar apoi au câștigat 2 meciuri pe teren propriu împotriva lui Dinamo și a Craiovei. Practic victorii împotriva unor echipe care se luptă pentru play-off. Foarte posibil ca
două dintre aceste trei formații să participe în postsezonul Ligii Naționale de Basket. Vedem cum arată și cinciul de start pentru formația vizitatoare, în timp ce panoul pare a fi în regulă și meciul gata să înceapă cu vreo 4-5 minute de întârziere. Alex Gavrilović este omul din centru pentru CSM Oradea, cel care de altfel și câștigă acest angajament. Chris Richard împreună cu Tudor Fometescu, cei doi fundași, Garland Green și Mark Ogden extreme. Garland Green este cel care scoate foarte bine această minge pentru Tudor Fometescu și prima aruncare vine din spatele arcului de cerc de la Fometescu. Reușește așadar să înscrie de la distanță, acolo unde în actualul sezon procentajul său este de 24%. O pasă ciupită aici de Fometescu, a încercat Lilov să-l găsească pe Skipper. Posesia este în continuare pentru Timișoara. Repune Lilov, mingea acum pentru Strong. Al treilea marcator din Liga Națională de Basket, blocat însă pe aruncarea de 3 puncte de către Gavrilović, iar acum accelerează Chris Richard, care însă este obligat să iasă din spațiul de 3 secunde. Reprimește de la Green. Richard caută să joace izolat cu Mirković, aruncă de la semidistanță, la recuperare Gavrilović, se luptă cu Lilov, Gavrilović nu se dă în lături. Până aș sufleca mânecile și aș murdări coatele acolo, se aruncă pe această minge, aducând un angajament 1-1. E posesie pentru Timișoara, dar măcar se schimbă săgeata și Oradea va avea la următoarea astfel de acțiune sau la începutul sfertului al doilea posesia, depinde care se întâmplă mai repede. Lilov aici primește de la Strong, mai departe pentru Mirković, din nou Darian Strong. Găsește pe Alex Olach. Ivan Lilu scoate pentru Mirković, pasă rapidă către Skipper și din 0 grade Robert Skipper reușește să scuture plasa pentru a egala la 3. Skipper cu 31% procentaj în actualul sezon de la 6 metri și 75 de centimetri. Oden pentru Fometescu. Cerea mingea acolo, ținându-l destul de bine în spate pe Ivan Lilov, Garland Green, să cred că n-a găsit procedeul Tudor Fometescu pentru a putea să îi paseze. Îl vedeam și pe Cristi Achim, care îi făcea semn că mingea trebuie să ajungă la Garland Green, lucru care se întâmplă acum. Green ține de această posesie, dar este blocat ulterior pe ridicare de către Mirković, mingea la Gavrilović. Doi oameni pe el, Ogden cu pământul pentru Garland Green, care a vrut să se ridice pentru slam dunk. Este unul dintre cei mai spectaculoși jucători pe care îi putem întâlni în Liga Națională de Basket. Însă a fost reținut la sol acolo de brațele active ale lui Darian Strong. Repune Richard pentru Green. În ultima secundă de atac, aruncarea este imprecisă și recuperarea vine de la Strong, care trimite pentru Olach. Nevoit și el să iasă cu dribbling, apare Strong, doi oameni pe el, dar o lasă în coș. S-a echilibrat excelent după ce și-a dat seama că nu poate să se apropie mai mult de inel, însă a avut precizie aici Darian Strong. Cel care vă spuneam este al treilea marcator al Ligii Naționale, 17 puncte pe întâlnire, doar Mike Walls cu 21,9 și Mihailo Bogdanović cu 17,2, jucători la Craiova, respectiv Miercurea Ciuc, stau mai bine la capitolul punctelor înscrise pe întâlnire decât conducătorul de joc al Timișoarei. Atac prea lung pentru Oradea. Nimeni n-a avut intenția de a trage la coș și este abatere de 24 de secunde, una care duce posesia pentru CSM Oradea. Lilov, Olach, Strong aici pentru Skipper. Foarte bine se apără Fometescu și reușește intercepția. Este un atac acum pentru CSM Oradea, întrerupt însă de Skipper, care revine și izbutește totuși să devieze această minge.
Repunere din lateral pentru Garland Green, este Chris Richard, Gavrilović așează paravanul. Era destul de liber în spatele arcului de cerc, iar Gavrilović este un jucător cu mână bună de afară. Nu i-a pasat însă acolo Green, trage Fometescu de la semidistanță, recuperează Lilov și este faultat de Ogden. Prima greșeală personală a lui Mark Ogden, dată după ce cred că a împins inițial la recuperare, a venit apoi și asupra lui Lilov, mai puțin contact acolo, dar s-a făcut cumva o medie între cele două și Ogden a fost sancționat de către Dragoș Nicolae cu primul lui fault în jocul de astăzi. Supanov este un nou fault, de această dată la Gavrilović. Acesta îl faultează pe Alex Olah. Alex Olah în actualul sezon își face foarte bine treaba pentru SCM Oma Timișoara. 10,4 puncte împreună cu 6,4 recuperări în medie pe întâlnire. Contraatac pentru Oradea. Ogden lasă pentru apariția lui Garland Green, care se strecoară printre doi adversari și înscrie cu panoul pentru a egala la 5. Strong. O minge primită de Lilov. Olah așează blocajul, primește acum de la Lilov, își dă la o parte adversarul, dar o pune prea tare în panou, după ce protejase foarte bine de lângă Ogden. Green, către Fometescu. Cu boltă spre Gavrilović, sub panou, Alex Gavrilović. Se descurcă excelent de lângă Ivan Lilov, este în perechere nepotrivită de fiecare dată când Gavrilović ajunge să joace 1-1 cu Lilov și poate să profite de acest aspect, având avantajul înălțimii. Skipper pe pătrundere, scoate din săritură pentru Olah, care dă drumul la minge spre Darian Strong. Strong aruncă peste Fometescu, mingea este recuperată de către Mark Ogden. 5,1 recuperări în medie pe întâlnire în actualul sezon pentru jucătorul venit la jumătatea campionatului de la Hapoel Holon din Israel. Richard de la semidistanță, perfect acest step back al lui Chris Richard. 10,6 puncte pe meci cu 2,8 recuperări mediile lui Richard în sezonul în care a revenit în Liga Națională de Basket. Greșește Strong, interceptează Fometescu, foarte bună pasa pentru Mark Ogden și finalizarea vine cu slam dunk. Timeout solicitat de Dragan Petricevic după un parțial de 8-0 pentru Oradea. Lei Bihoreni sunt cei care au acum avantajul de 6 puncte, iar jocul este întrerupt de către Dragan Petricevic, care vrea să discute cu formația sa. Continuă să absenteze de la SCM Timișoara Sherwood Brown, jucătorul american în continuare accidentat. Îl vedeți acolo în partea stângă și încă un american care nu poate juca astăzi, este vorba de Gary Talton. El nu are vreo problemă de sănătate, însă, repet, meciul este o restanță din etapa cu numărul 14 a Ligii Naționale de Basket. Gary Talton a fost adus la Timișoara după ora la care ar fi trebuit să se desfășoare această confruntare și astfel, conform regulamentului Federației Internaționale de Basket, Dalton nu are drept de joc în această întâlnire. S-a permis amânarea multor partide atât timp cât existau restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 în România, însă aceasta a fost una dintre notele regulamentului, că atunci când restanța va fi jucată, nu au voie să evolueze oameni care să fi venit la echipele respective după data respectivă.
Gary Dalton, fostul conducător de joc al lui FC Argeș-Pitești în sezonul precedent, în timp ce aici Callum Green reușește un Eurostep de toată frumusețea prin care trece de adversar și adaugă încă două puncte pentru Oradea. Ola. Lilo. Caută să-l atace pe Richard, primește acum Ola, trage de 3 și arde plasa. Mai erau 3 secunde din atac, a realizat acest lucru Alex Ola, a prins un pic de spațiu și l-a fructificat. Are mână foarte bună pivotul timișorenilor de afară, 43% procentajul în actualul sezon, îl blochează aici pe Gavrilovici, făcându-și treaba atât în ofensivă cât și în defensivă. Caută să-și ia poziția cu Green în spate. Primește acum Ola și scoate faultul. Momente bune așadar pentru Alex Ola, care vă spuneam la 3 puncte nu aruncă foarte des, dar atunci când își asumă responsabilitatea, în general are precizie. Nici nu e treaba lui să tragă de 3 puncte prea mult. Ola în primul rând are de jucat sub panou, are de împins vagoane acolo în spațiul de 3 secunde. Strong trimite pentru Schipor, care își pierde echilibrul și pierde și mingea. Contraatac pentru Oradea după intercepția lui Fometescu. Ogden cu un pic de noroc înscrie de lângă Ola, care n-a mai avut cum să-l oprească, s-a ferit și să facă fault. Darian Strong primește Lilov, o vrea de 3. La recuperare este Green. Își dă seama că nu merge contraatacul aici, transformă totul în pozițional. Richard cu pământul, o minge oprită de Alex Ola cu piciorul și va fi repunere din lateral pentru CSM Oradea. Oradea în actualul sezon a reprezentat din nou România în FIBA Europe Cup, acolo unde în stagiunea precedentă a ajuns până în Final Four-ul de la Tel Aviv. Oradenii au terminat pe poziția a treia, ediția anterioară. Acum s-au oprit în sferturile de finală. Au fost eliminați de către danezii de la Bakken Bears. Mirković pentru Ola. Mingea lăsată la Darian Strong. Iese pentru a primi Ivan Lilov. Caută să joace 1-1 cu Fometescu. Lilov trece de Fometescu. Lasă excelent pentru apariția lui Mirković. Și conexiunea este precum a două piese de Lego între cei doi. În ultimul moment, cred că l-a văzut acolo Lilov pe un Mirković care a tăiat foarte bine prin apărarea adversă. Și aruncarea pentru el a fost mult mai simplă decât ce ar fi avut la dispoziție Lilov. Ogden către Richard. Din nou pentru Ogden, mingea a fost pasată prea sus, imposibil să recepționeze americanul, a interceptat Lilov. Strong acum, îl vede sub panou pe Mirković, fentează, se ridică, o lasă alături, tot el recuperează, iar pe al doilea efort, Adam Mirković înscrie al doilea său coș consecutiv. 4 puncte astăzi pentru Mirković, alături de 2 recuperări și o pasă decisivă. Diferența scăzută la o singură posesie. Richard de 3 vine la recuperare. Superb Gavrilović, care mai întâi i-a dat misiunea lui Olac să caute ceva pe la magazinul din colț și ulterior a pus cu lejeritate cele 2 puncte în coșul advers. Primește acum Lilov. Mai departe pentru Olac. Suntem în ultimul minut al sfertului întâi. Ola caută soluții, 5 secunde din atac, îi apare până la urmă Mirković, caută contactul cu Ogden, trage pe sirenă, o face scurt. Recuperarea ea aparține lui Chris Richard. Oredenii au șansa de a merge pe 2 atacuri pentru unul singur al adversarilor, asta căuta Fometescu, a ratat însă aruncarea de 3, recuperare din nou ofensivă pentru Gavrilović, care din întoarcere nu poate nici el să înscrie, iar acum este oprit cronometrul de atac. Trage însă Lilo foarte repede, recuperează ofensiv, abia intrat pe teren Cristi Mocrițchi. Lilo s-a grăbit cu acea aruncare, putea să dea o nouă șansă orădenilor. Pătrunderea acum a lui Mirković, scoate pentru Lilo.
Lilov în ultimele secunde ale sfertului, de lângă Fometescu, trebuie să o forțeze și trimite scurt la capătul unui sfert întâi, care se încheie cu avantajul oaspeților, 17-12 pentru CSM Oradea în duelul cu SCM Oma Timișoara. Vă reamintesc, restanță din etapa cu numărul 14 a Ligii Naționale de Basket. Vă reamintesc, după încheierea acestei partide, tot pe Lux Sport, avem confruntarea dintre FC Argeș Pitești și Petrolul Ploiești. Două echipe care au scopuri diferite, însă ambele au mare nevoie de victorie într-o confruntare extrem de importantă pentru cele două cluburi. FC Argeș Pitești caută să termine pe locul al doilea, dacă primește ceva ajutor. Până acum, scorul de la Focșani este în continuare surprinzător, doar două puncte în sfertul 4, avantaj pentru CSO Voluntari, așadar orice se poate întâmpla acolo. Iar Petrolul Ploiești, mai ales după victoria obținută de ieri către Dinamo în fața celor de la Atletic Constanța, meci pe care l-am avut de asemenea în direct pe Lux Sport, are nevoie să se impună astăzi pentru a rămâne în continuare în cursa pentru play-off, altfel cad departe în spatele lui Dinamo, având în vedere că Dinamo are și bilanțul direct în cazul egalității de puncte la finalul sezonului regulat. Dinamo a bătut Ploieștiul atât acasă, a fost acel meci cu 3 reprize de prelungiri, cât și în deplasare, în 75-73, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Cătălin Baciu și Steph Holt, împreună cu Nicola Marcovici, trimiși pe teren de către Cristi Achim pentru startul sfertului al doilea. Garland Green, alături de Tudor Fometescu, au rămas din cinciul de start folosit pe parcursul primului act. Trage Green, o face puțin cap scurt, a recuperat Mirkovic și mingea ajunge acum la Ivan Lilov. Dragan Petricevici a mers pe principiul intră cine a ieșit. Odată cu acest sfert al doilea, așadar nicio modificare față de cum a încheiat Timișoara sfertul întâi, iar Robert Schipor găsește o aruncare cu grad mare de dificultate, coș de pe un picior al lui Schipor, care dezechilibrat își apropie formația la o posesie de Oradea. Holt acum prește driblingul, se apără bine acolo Mokritski, mai departe Green pentru Marcovici. Marcovici luat în primire de Mirkovici, înscrie Nicola Marcovici primele sale puncte în meciul de azi. Lilov, loc ieșire cu Olac, foarte bine strecoară această pasă. Ivan Lilov și Alex Olac aduce două puncte pentru Timișoara. Baciu așează blocajul, mingea ajunge la Marcovici. Caută să fie angajat Garland Green. E apărat de Schipor. Olac se pregătește să strângă. Green îl vede pe Baciu, care evident rămâne liber după ce dublează Alex Olac, însă are ghinion pe acest semicritic de stânga. Mingea s-a plimbat mult pe inel, însă a ieșit din coș. Lilov liber la 3. Recuperează Baciu, care revine repede în defensivă după ratarea de mai devreme. Și atacul se întoarce pentru formația vizitatoare cu Holt. Găsește aici pe Fometescu. Intervine foarte bine Alex Olac. Intercepția îi aparține lui Robert Schipor, care împarte defensiva adversă mai bine decât Moise Marea Roșie. Și sunt două puncte pentru Timișoara, care se apropie la o lungime. Ce acțiune a lui Robert Schipor, care s-a strecurat printre Fometescu și Baciu și a adus ulterior cele două puncte. Five, four, three, two,
Fost timeout solicitat de către Cristi Achim după acțiunea lui Robert Skipor și după ce scorul a devenit 19-18. Cele două echipe, discutam despre asta în startul transmisiunii, se întâlnesc din nou peste numai 4 zile, un meci care va avea loc în arena Antonio Alexe din Oradea. Va fi confruntarea care va deschide etapa cu numărul 29 din Liga Națională de Basket. Meciul se va vedea în direct pe Luxport 2, iar tot vineri, în timp ce Holt trage de 3 fără precizie, se joacă de la ora 20 duelul dintre Steaua și Dinamo, care poate fi urmărit de asemenea în transmisiune directă pe Luxport 2. Pentru programul complet al transmisiunilor puteți oricând să consultați secțiunile de program TV ale celor două site-uri care acoperă basketul pe teritoriul României, basket.ro și unitedhoops.ro, și îl veți găsi și la story-urile de pe conturile personale de pe rețelele de socializare. Pe mine mă puteți urmări cu un simplu follow la Cosmin Petrescu pe Facebook sau pe Instagram. O pasă cam moale aici dată de către Vlad Marinău, n-a ajuns mingea la Baciu. Comatina este cel care a deviat-o în afara terenului. Marinău și Bobe Nicolescu, jucătorii aruncați în luptă după timeout-ul anterior de către Cristi Achim. Dragan Petricevici rămâne cu același 5 pe parchet, ca și în momentul în care se ceruse timeout-ul. Asta și pentru că Dragan Petricevici astăzi are o rotație mult mai scurtă. Vă spuneam, Sherwood Brown în continuare accidentat, de asemenea Gary Dalton nu are drept de joc pentru că a venit la Timișoara după data acestei restanțe, după data programării inițiale, mă refer. Două puncte între timp pentru Nicola Marcovici, blocajul așezat de Comatina. Comatina este de fapt jucător introdus după timeout în teren, el nu intrase până acum, îmi dau seama aici. Și este o batere de pași a lui Adam Mirkovici, care comite așadar o minge pierdută pentru SCM Oma Timișoara. Este cea de-a cincea într-o confruntare în care Oradea până acum are doar două. Nicolescu pentru Holt. Holt pentru Baciu, foarte bine și-a ținut în spate adversarul, dar arbitrii spun că nu e valabil coșul. Fault pe mingea primită de către Cătălin Baciu. Aici, iată, este tras evident de către Adam Mirkovici. Edgar Petrescu, numărul 7. Intră Edi Petrescu pentru Timișoara în locul lui Adam Mirkovici, care a comis prima greșeală personală puțin mai devreme, odată cu acea intervenție neregulamentară asupra lui Baciu. Baciu pentru Marinău, foarte bună servirea venită de la Bobo Baciu și sunt primele două puncte aduse de Vlad Marinău, care a scăpat de adversarul direct și a primit mingea exact unde și-o dorea pentru a se duce ulterior pe cei doi pași. Comatina, Lilov, Petrescu înapoi pentru Lilov, vine Comatina la blocaj, schimbă partea, Skipor accelerează, trimite pentru Comatina, liber la 3, splash! Miloș Comatina în ultima secundă de atac reușește să aducă tripla pentru Timișoara. Nu e specialitatea casei, doar 23% pentru Miloș Comatina în actuala ediție de campionat, dar aici a simțit acea minge foarte bine, bună și pasa lui Skipor. Încă un fault provocat de așezarea lui Baciu. Comatina este cel sancționat aici cu prima greșeală personală.
Încearcă Oredenii să-l joace pe Cătălin Baciu în condițiile în care Timișoara nu are în momentul de față vreun pivot clasic pe parchet. Iată-l pe Baciu, care aruncă însă scurt. Vine recuperarea pentru Edi Petrescu. Petrescu este practic omul care evoluează sub panou, însă e un jucător ce poate să fie trecut și pe postul de extremă de forță în orice moment. Baciu are avantajul înălțimii în duelul cu el, cere din nou mingea, preferă însă Markovic să trimită pe partea cealaltă pentru hold. Acum Baciu contra lui Edi Petrescu se ridică, iar de data asta nu mai greșește. Două puncte pentru Cătălin Baciu. Merge mingea direct unde se simte împerecherea nepotrivită aici la Oradea și cred că vor căuta să folosească acest atu atât timp cât va funcționa Comatina. Faultat de Baciu. Prima greșeală personală a jucătorului român și două aruncări libere de care va beneficia Miloș Comatina. 78% procentajul lui Comatina la linia de libere în actualul sezon. Pentru Oradea și Pitești nu sunt vești tocmai bune. De la Focșani, CSU Voluntari s-a desprins la 11 puncte la jumătatea sfertului 4 de CSM Focșani și este așadar pe cale să își încheie seria de două înfrângeri consecutive. CSU Voluntari pierzând, așa cum spuneam, în ultimele două etape la Constanța și pe teren propriu împotriva Stelei în runda anterioară. Am văzut foarte multe discuții după înfrângerea celor de la CSU Voluntari, care chiar traversează o perioadă slabă. Bine, sunt mulți cârcotași care bănuiesc alte lucruri, dar cam așa se întâmplă pe la noi, prin Liga Națională de Basket. Asta am văzut că e trendul de foarte multe ori. Dacă se întâmplă ca o favorită să piardă, niciodată nu este meritul echipei care pleacă având a doua șansă, deși s-a demonstrat în actualul sezon că sunt foarte echilibrate formațiile din Liga Națională de Basket, dar niciodată nu e meritul echipei respective în viziunea respectivilor, bineînțeles, ci faptul că s-a jucat la pariuri și echipa care a pierdut a vrut să se întâmple acest lucru. Evident, nu e adevărat, nu zic că nu s-o fi întâmplat vreodată, dar nu avem nicio dovadă referitoare la acest aspect și, repet, echilibrul pe care l-am văzut în Liga Națională de Basket și în sezoanele precedente, dar mai cu seamă în actualul, mă face să cred că nu este vorba despre așa ceva, mai ales că multe dintre meciurile în care au existat astfel de acuzații de trântire a partidei pentru casele de pariuri n-au arătat ca și cum s-ar fi întâmplat așa ceva. Spre exemplu, Oradea a fost de asemenea acuzată de înfrângerea din Giulești contra Rapidului. Oredenii au revenit în meciul respectiv de la o diferență formată din două cifre și au avut avantaj în prelungiri pentru a pierde în ultimele secunde. Dacă voiai să pierzi, nu te mai apropiai, nu mai băgai meciul în prelungiri, nu mai conduceai acolo și nu mai stăteai în condițiile în care Rapidul este una dintre formațiile cu cele mai slabe bilanțuri din Liga Națională de Basket, să joci acea confruntare cu multe emoții la final, unde evident giuleștenii puteau să rateze. Markovic pentru 3 puncte ratează, dar Gavrilović spune că nu este corectă decizia arbitrilor și că lupta la recuperare a fost câștigată de către el. Arbitrii lasă însă minge pentru Timișoara. Schipor de pe un picior, aruncare scurtă. I-a ieșit în primul sfert lui Robert Schipor. Nu se mai întâmplă acum. Pătrunderea lui Garland Green rezistă contactului și înscrie cu foul. And one pentru, pardon, Chris Richard, am zis Garland Green. Pentru Chris Richard,
4 puncte și o recuperare împreună cu o pasă decisivă în această întâlnire. O liberă suplimentară pentru Chris Richard. Cel care aminteam se întoarce în actualul sezon la Oradea, în Liga Națională de Basket. După ce în stagiunea precedentă părăsise campionatul României, a jucat mai întâi în Polonia pentru Zielona Gora, formația la care a evoluat în cariera sa și Vlad Moldoveanu, pe vremea când polonezii jucau în Euroligă. Iar finalul de sezon l-a găsit pe Chris Richard în campionatul Franței, la Strasbourg. Alături de Strasbourg a jucat semifinală în Pro A, în Liga Națională de Basket francez. Coșul lui Alex Olach nu e valabil. Mingea a atins cronometrul de atac și de joc. A căzut apoi în coș, însă în momentul în care se întâmplă așa ceva, este out. Rămâne 28-23 pentru Oradea. Chris Richard ține dribblingul viu, în fața lui este Mocrițchi, scoate pentru Fometescu, trece de Petrescu, fentă de pasă, dar aruncare scurtă și recuperarea vine pentru Cristi Mocrițchi. Ola cu blocaj. Patru jucători români în momentul de față pentru echipa lui Dragan Petricevic. Mocrițchi ratează aruncarea din spatele arcului de cerc. De partea cealaltă, la Oradea, doar Fometescu este singurul român care a mai rămas pe parchet, dar Steph Holt înscrie cu fault. Două puncte marcate aici pentru Holt, care reușește să își treacă în cont prima reușită în această întâlnire. Iată încă o dată momentul în care Holt obține contactul cu Skipor. A treia greșeală personală pentru Robert Skipor și o aruncare suplimentară pentru Steph Holt după un timeout pe care îl solicită Dragan Petricevic după această nouă distanțare a oaspeților. Cele 7 puncte înregistrate în momentul de față în favoarea orădenilor nu reprezintă însă cea mai mare diferență de scor pe care am avut-o în această confruntare. 8 a fost avantajul maximum pentru CSM Oradea. De partea cealaltă, CSM Oma Timișoara a condus doar în startul confruntării. 2 puncte a fost avantajul maximum pentru Timișoara. Steph Hall la linia de libere, o aruncare suplimentară, 78% procentajul lui Steph Holt în actualul sezon, în care are 10,8 puncte în medie pe întâlnire. Este la al doilea campionat în care reprezintă CSM Oradea, unul dintre străinii păstrați din stagiunea anterioară de către CSM Oradea. Angajat aici sub panou este Mirkovic, care comite abatere de pași. Dacă vorbeam despre faptul că nu poate juca astăzi Gary Talton pentru Timișoara, de precizat că și Orădenii au un jucător care se află în această situație. E vorba de Strahinia Jovanović, basketbalistul care a fost adus chiar la începutul acestei luni la CSM Oradea, după ce Martina Spaliu-Chenas a fost înlocuit folosindu-se de regula înlocuirii medicale. CSM Oradea a renunțat așadar la serviciile lituanianului și l-a adus pe acest Strahinia Jovanović, pe care îl vom vedea probabil pe parchet la meciul de vineri, când se întâlnesc, spuneam, cele două formații cu începere de la ora 18 în direct pe Lux Sport 2, în arena Antonio Alexe din Oradea. Fometescu aici pentru Markovic, schimbă partea pentru Richard, acesta trece de Petrescu, lasă pentru Gavrilović și vine dancul care urcă avantajul pentru prima oară la unul format din două cifre. 33-23. Mocrițchi, Olach, e trimisă pentru Mirkovic, doi oameni pe el, o pasă deviată interceptată în cele din urmă de Fometescu. Stă foarte bine la acest capitol în partida de astăzi, în timp ce noi îl vedem pe Markovic, căruia îi iese mingea din coș, dar cu ajutorul lui Richard, Gavrilović recuperează și înscrie din nou pe a doua șansă. Referitor la ceea ce spuneam, Fometescu are deja 3 intercepții
12 puncte avans pentru Oradea, pot fi mai multe, dar Marcovici scapă mingea de sub control. Atinsă ultima oară însă de Edi Petrescu, Oradea are posibilitatea să încheie în atac acest sfert al doilea și să țină această minge până la încheierea primei jumătăți. Se pare că e prea multă agitație pe banca orădenilor. Laurențiu Grigoraș făcea semn că poate să acorde o greșeală tehnică pentru așa ceva, iar Cristi Achim își ruga jucătorii să se calmeze. 9 secunde rămase din cel de-al doilea sfert, primește Nicola Marcovici cu spatele la coș, de lângă Lilov. Doi oameni pe el, Holt cu extra pasa, Fometescu de 3. Și prima jumătate se încheie cu puține puncte, dar cu 12 avans în favoarea Oradei, pentru care cel mai bun marcator este Alex Gavrilovici. 8 puncte până în momentul de față pentru Gavrilovici. De partea cealaltă, pentru Timișoara, Robert Schipor a strâns cele mai multe puncte, 7 la 9. Într-o partidă cu foarte puține puncte, niciun jucător nu a reușit să totalizeze o sumă care să fie formată din două cifre. Cel mai bun marcator al duelului dintre SCM Oma Timișoara și CSM Oradea, după prima repriză, este Alex Gavrilovici. 8 puncte strânse de către Gavrilovici, în timp ce pentru Timișoara Robert Schipor are 7 puncte marcate. Este 35 la 23 pentru CSM Oradea după primele 20 de minute unei confruntări în care Oradea a reușit să se distanțeze pe finalul sfertului al doilea. Vă spuneam, este o restanță din etapa cu numărul 14 a Ligii Naționale de Basket între două echipe care încearcă să termine cât mai sus în clasamentul Ligii Naționale de Basket înainte de începerea play-off-ului. Ambele formații vor fi în post-sezon, însă pozițiile sunt extrem de importante. Oradea 18 meciuri câștigate și 7 pierdute până în momentul de față, se află pe poziția a patra, în timp ce SCM Oma Timișoara, cu 17 meciuri în care a triumfat și 9 în care a pierdut, este pe 5. Practic, dacă astăzi ar începe play-off-ul, cele două grupări s-ar întâlni în prima rundă a play-off-ului, însă se mai pot schimba multe până la momentul respectiv. Aminteam și faptul că peste doar 4 zile, vineri, cu începere de la ora 18 în direct pe Luxfor 2, cele două formații se întâlnesc din nou în Oradea de această dată. Ratează semicârligul de mână dreaptă Alex Gavrilovici la prima acțiune a sfertului al treilea. Darian Strong scoate pentru Lilov, mingea în colț, Schipor de 3, o pune în coș și Robert Schipor ajunge la 10 puncte după ce înscrie pentru a doua oară de la distanță. 4 din 5 din acțiune astăzi pentru Robert Schipor, care face un meci excelent în favoarea Timișoarei. Îl vedem acum pe Ogden. Minge trimisă pentru Garland Green. Green intră în 3 secunde, aruncă dezechilibrat. La recuperare este Alex Solak. Contraatac al Timișoarei. Schipor liber la 3. A vrut să vadă dacă e în continuare fierbinte. Era normal să tragă. E oricum cel mai bun meci făcut de către Robert Schipor în actualul sezon de Liga Națională. El până la această întâlnire mai înscrisese maximum câte 8 puncte. A făcut-o în două rânduri, într-un meci contra celor de la CSM Focșani și într-un meci cu Petrolul Plăiști. Faultul lui Lilov, dar înainte de aceasta a fost abatere de 3 secunde la Gavrilovici. Lilov ridicase brațul, își recunoscuse greșeala, dar arbitrii au văzut mai întâi abaterea de 3 secunde a lui Alex Gavrilovici, care întoarce posesia pentru Timișoara. Lilov, Strong, locajul așezat de către Olac, Ivan Lilov de 3, la recuperare este Mirkovic. A greșit acolo Ogden, că s-a dus după minge în loc să facă blocajul defensiv, ar fi căzut în brațe dacă îl prindea pe Mirkovic în spate. Strong scoate, excelent pentru Mirkovic, care o vrea de 3 și o are. Adam Mirkovic marchează din spatele arcului de cerc, unde în actualul sezon are un ireal procentaj de 50%. Aruncă în medie de 3 ori de la distanță. Chris Richard răspunde cu un coș
de două. Mai oprește puțin din entuziasmul pe care îl căpătase Timișoara după cele două triple ale lui Skipor și Mirković. Greșește pasa însă Strong. Contraatacul Oradei cu Garland Green, care caută să primească și continuitatea. Arbitrii îi oferă până la urmă și coșul. Au stat puțin pentru a delibera faultul venit însă în momentul în care Green nu a mai driblat mingea. Așadar, aruncare liberă suplimentară pentru Garland Green, care are posibilitatea să ajungă la 7 puncte marcate. Irosește însă această liberă. Cu ajutorul lui Gavrilović, mingea se întoarce însă la el. Green. Schimbare direcție în fața lui Mirković. Fault ofensiv. Garland Green la cea de-a doua greșeală personală. Prea agresiv a fost aici Garland Green. A încercat să-și bizonească drumul spre coș în fața unui Mirković care nu s-a ferit de contact. Jocul se va relua cu aparent o apărare în pressing a orădenilor. Timișoara are repunerea de sub propriul panou. 10 puncte avans în favoarea formației oaspete. Mirković lasă pentru Strong. Skipor, înapoi pentru acela Strong, bloc ieșire cu Olac. Lilov acum pentru Alex Olac. Olac sub panou de lângă Gavrilović. Manevră excelentă a lui Alex Olac, care pe procedeu ajunge la 7 puncte împreună cu 8 recuperări în această partidă și topește diferența la una formată dintr-o singură cifră. Green are avantaj în duelul cu Lilov, scapă de el și înscrie din apropiere. Două puncte pentru Garland Green, care urcă și el la 8. 5 recuperări și pentru Garland Green. Strong, Lilov, Mirković, Olac. Skipor așteaptă în spatele arcului de cerc. Olac joacă 1-1, o lasă însă alături după contactul cu Gavrilović, care a fost unul de impact. Gavrilović acum, liber la 3, la recuperare Fometescu, împinge până la Ogden, care însă o trimite scurt din apropiere și Alex Olac ajunge la 9 recuperări. Darian Strong pe pătrundere, caută contactul, obține 2 libere într-un meci în care Strong nu a înscris decât 2 puncte până acum. Are nevoie de astfel de aruncări, are nevoie să vadă mingea trecând prin inel pentru a căpăta încredere. Strong, vă spuneam, al treilea marcator din Liga Națională de Basket, cu 17 puncte pe meci. Doar Colz de la Craiova și Bogdanović de la Miercurea Ciuc au medii mai mari decât el. Nu știu de ce a sunat aici sirena pe aruncarea liberă a lui Darian Strong. Să vedem dacă aruncarea se va repeta. Da, aruncarea se repetă după ce sirena a sunat în momentul aruncării. O ratează însă și la repetare. Nu e până acum deloc ziua lui Darian Strong. Parcă nu-i vine să creadă nici lui Dragan Petricevici. Intră până la urmă a treia încercare pentru el și ajunge la 3 puncte. Bine, doar 2 vor fi trecute pe statistică drept aruncării. Prima, repet, n-a fost considerată valabilă pentru că a existat o eroare de la masa oficială. Foarte liber aici Gavrilović, uitat de către defensiva Timișoarei. Două dintre cele mai ușoare puncte pe care le va găsi Gavrilović în întreg sezonul. 10 în total, împreună cu 3 recuperări. 43-32 pentru Oran. De la semidistanță aruncă Strong, scutură plasa. Vă spuneam că astfel de jucători, marcatori cunoscuți, atunci când mai văd mingea trecând prin coș, capătă încredere și după libera de mai devreme, Darian Strong n-a ezitat să tragă aici de la semidistanță.
Ivan Lilov comite între timp o greșeală personală, este prima pentru el. Green. Marković. Fentă excelentă a lui Nicola Marković și mai departe găsește bulevardul pe care pleacă la plimbare și încheie în cele din urmă acțiunea cu un slam dunk. 6 puncte astăzi pentru Nicola Marković, pătrunderea lui Darian Strong, mingea, deși deviată, ajunge totuși la Lilov. Skipper pentru Mirković, o lasă să zboare, îi iese din coș, mult ghinion aici pentru Mirković. O minge care s-a plimbat pe inel, să n-a vrut să cadă în plasă. Gaulon Green de lângă Skipper, mișcare rapidă, blocat însă pe panou de Ivan Lilov. Șansă de contraatac pentru Timișoara, Lilov îl atacă pe Gavrilović și obține, cred eu, două aruncări libere, dar având în vedere protestele, cred că nu îi se dă pe aruncare. Mie mi s-a părut că plecase deja în actul aruncării Ivan Lilov și că ar fi meritat aici să-i se ofere continuitatea. În cele din urmă, arbitrii ajung la această concluzie și sunt două libere pentru Lilov, care n-a înscris astăzi niciun punct. Ivan Lilov, un jucător bulgar cu 10,5 puncte în medie pe întâlnire, 79% procentajul său de la linia de libere. Este la al doilea sezon petrecut în Liga Națională de Basket, după ce a mai jucat în urmă cu 9 ani pentru Gazmetan Mediaș, pe vremea când Mediașul avea echipă în Liga Națională. Richard Holt. Pătrunderea lui Holt, mingea scoasă la Nicolescu de 3. Recuperează Steph Holt după o triplă care a sărit departe de inel, iar Chris Richard se descotorosește de adversar și înscrie cele două puncte pentru Oradea. Strong, Lilov. Mingea din nou pentru Ivan Lilov, nici această triplă nu-și atinge ținta. Ogden este cel care securizează urmărirea pentru Lei Bihoreni. Minge oprită de către Olak, a încercat pasa către Mark Ogden și mai departe Chris Richard este ultimul care atinge această minge. S-a terminat între timp și meciul de la Focșani. Voluntari s-a impus după o a doua repriză excelentă și după un sfert 4 câștigat la 19 puncte, 90-73 scorul final în favoarea lui CSU Voluntari. Eric Thompson a fost cel mai bun marcator al infovenilor într-o partidă în care pentru Focșani Justin Baker a făcut ravagii. 32 de puncte marcate de către Justin Baker, practic dublul mediei sale din actualul sezon în Liga Națională de Basket. Însă Focșani nu reușește să treacă de CSU Voluntari, care obține astfel a 23-a victorie și are mari șanse să termine pe poziția a doua la finalul sezonului regulat. Voluntar mai are de jucat până la încheierea stagiunii în deplasare la Craiova și acasă cu Oradea. Nu sunt meciuri ușoare, însă dacă termină, spre exemplu, dacă le pierd pe amândouă și termină la egalitate cu Pitești și cu Oradea, atunci au avantajul confruntărilor directe. Dacă termină cumva la egalitate cu Oradea, atunci în mare parte aș crede că cei de la CSU Voluntari ar avea avantajul meciurilor directe, pentru că au câștigat la Oradea la o diferență de 14 puncte
E greu cumva de crezut că Oradea ar putea să câștige la voluntari la 15 puncte. De câștigat, evident, Oradea la ce echipă are poate să o facă fără probleme, dar la 15 puncte pe terenul adversarului e destul de greu. Oricum, treaba este complicată în Liga Națională de Basket și în bătălia pentru locurile fruntașe și în bătălia pentru ultima poziție de play-off, în care au mai rămas în joc după victoria de era lui Dinamo. Dinamo, Petrolul Ploiești și Steaua, Constanța fiind practic îndepărtată după eșecul din șoseaua Ștefan cel Mare. Teoretic, Constanța mai poate să se califice în play-off, dar șansele sunt mai degrabă matematice. Atât timp cât vom avea meciurile aici, pe canalele Lux Sport, unde Comatina înscrie pe recuperare ofensivă pentru Timișoara, voi încerca să vă țin la curent cu ceea ce trebuie să se întâmple, pentru ca unii să urce, alții să coboare, care sunt calculele corecte. Nu știu dacă le primiți din altă parte la fel de bine făcute. Richard aici cu o pasă pentru Markovic, care a țâșnit de lângă Mokritski, iar Chris Richard a activat GPS-ul pentru a-l găsi pe Markovic exact la locul unde și-ar fi dorit acea pasă. Lilov pe pătrundere ține faultul în duel cu Chris Richard și ar trebui să beneficieze de două aruncări libere. Chris Richard este la cea de-a doua greșeală personală. Revine în joc pentru echipa noastră Eduard Petrescu. Mirkovic schimbat de către Dragan Petricevic. Edi Petrescu trimis înapoi în joc. Una din două la precedenta excursie la linia de fault pentru Ivan Lilov. O marchează acum pe prima, o scrie și pe cea de-a doua, iar timișorenii se apropie la 10. Steph Holt cu pământul, o pasă pentru Ogden, care scoate faultul la Petrescu. Nu reușește însă să înscrie și cele două puncte. Patru puncte astăzi pentru Mark Ogden. Vă spuneam, un jucător pe care mai întâi din Liga Națională de Basket l-au avut ca adversari cei de la UBT Cluj în Liga Campionilor, în cele două meciuri jucate contra lui Hapoel Holon. Ulterior, acesta s-a transferat de la Holon la Oradea. Trei puncte cu două recuperări în medie pe meci a avut în Liga Campionilor Mark Ogden, iar în campionatul Israelului 5,1 puncte și 2,4 recuperări în actuala stagiune. Sub panou, Comatina ratează această aruncare după ce este încurcat de Ogden. A cerut un fault pe care însă nu l-a primit. Markovic îi face semn Nicolescului Ogden să plece din acea zonă, caută să-l angajeze pe Markovic, care aici este izolat cu Miloș Comatina. Aruncarea de 3 este recuperată de Ivan Lilov și Darian Strong aduce mingea în ofensivă acum pentru Timișoara. Comatina, încă una de 3 adusă de către Miloș Comatina, care ajunge la 10 puncte. 3 din 4 din acțiune pentru el. A fost a doua reușită de la distanță pentru Comatina. Green în 3 secunde, 2 oameni pe el, o pune scurt după o piruetă prin care se descotorosise de adversari. Timișoara poate să se apropie și mai mult. Darian Strong, Strong pe mâna stângă, Edi Petrescu nu prinde această minge și va fi posesie pentru Oradea. 51-42 pentru Bihoreni. Atacul condus de către Stephen Holt. Markovic, Green, Ogden cu blocajul, Comatina se apără agresiv, Green obține faultul, însă timișorenii mai aveau unul de dat. Este doar repunere din lateral pentru CSM Oradea.
Vă reamintesc, mâine, de la ora 21, în direct pe Lux Sport 3, campioana României UBT Cluj joacă meciul al doilea din sferturile de final ale Ligii Campionilor în deplasare la Ludwigsburg. Clujenii au câștigat meciul întâi în BT Arena într-o atmosferă entuziasmantă. 10.000 de fani au stabilit un nou record pentru sporturile de sală disputate pe teritoriul României. Iar acum sunt la o victorie distanță într-o serie ce se joacă pe sistemul cel mai bun din trei partide de o calificare istorică în Final Four-ul Ligii Campionilor. Bobe Nicolescu o trage de 3, o face scurt, apare Green la recuperare și singura soluție pe care o mai are Alex Solach este să îl faulteze. Se pare că s-a și lovit la această acțiune Alex Solach, a doua greșeală personală pentru el. La celălalt braț, nu cel pe care l-a folosit pentru aruncare, ci dreptul pe care l-a avut drept protecție. A ajuns undeva pe arcada lui Alex Solach. Din fericire se pare că totul este în regulă. Două aruncări libere pentru Garland Green. Ceva fani veniți și de la Oradea, una dintre cele mai iubite echipe din România. Aștept cu nerăbdare să văd cum va fi atmosfera la meciurile de play-off pe care Oradea va avea posibilitatea să le joace în noua arenă. O arenă cu o capacitate de 5.300 de locuri care va fi inaugurată în data de 20 aprilie odată cu All-Star Game-ul basketului românesc. Strong, Petrescu pentru același Darian Strong reușește să descongestioneze traficul și pe ultima secundă atacului înscrie cele două puncte prin care Timișoara se apropie la 9. 53-44 după această accelerație de la 0-100 cu pedala talpă în podea lui Darian Strong. 7 puncte marcate și vom avea un sfert 4 care se joacă această partidă. Vă reamintesc ce contează pentru etapa cu numărul 14 din Liga Națională de Basket. O restanță la care drept de joc nu au basketbaliștii transferați după data la care ar fi trebuit să se desfășoare meciul respectiv. Gary Talton de la Timișoara, respectiv Strahina Jovanović de la CSM Oradea, nu pot juca în această întâlnire. Sherwood Brown, reamintesc, în continuare indisponibil, accidentat Sherwood Brown. Până când se reia confruntarea, vă reamintesc programul transmisiunilor noastre din această săptămână. După încheierea acestei partide, tot aici pe Lux Sport, de la ora 20, FC Argeș Pitești, Petrolul Ploiești, tot o restanță, o restanță din etapa cu numărul 19. Mâine, de la ora 21, pe Lux Sport 3, Rizan Ludwigsburg, UBT Cluj, meciul 2 din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Iar vineri, două partide din etapa cu numărul 29, CSM Oradea, CSM Oma Timișoara se joacă din nou cu începere de la ora 18 pe Lux Sport 2, de această dată la Oradea. Și de la ora 20, Steaua Dinamo, meci cu implicații uriașe pentru ultimul loc de play-off. Steaua obligată să se impună dacă vrea să mai spere la post-sezon. Dinamo, în cazul în care câștigă, își cam asigură locul acolo. Steaua va avea nevoie de asemenea pentru șanse sporite la calificarea în play-off să bată la mai mult de 10 puncte, pentru că aceea a fost diferența înregistrată în favoarea lui Dinamo în meciul tur. Redi Petrescu, la prima acțiune a sfertului cu numărul 4, aruncă un airball, dar mingea aterizează în brațele lui Ola, care este faultat și are acum două aruncări libere. Bogdan Petrescu, greșeală personală. 72% procentajul lui Alex Solak la linia de libere în actualul sezon. A fost prima greșeală personală pentru Bobe Nicolescu. Două din două pentru Olak, care este la un punct de double-double, 9 puncte și 10 recuperări în această întâlnire pentru pivotul leilor din Banat. Holt
Markovic. Green. Cajul lui Gavrilović, Markovic de 3, iese din coș, la recuperare vine însă Steph Holt, dar nu reușește să-l păcălească pe Lilov. Arbitrii dau momentan posesie pentru Oradea, dar cred că va fi schimbată această decizie. Mie mi s-a părut, și într-adevăr este schimbată decizia, că a aruncat Holt mingea în Lilov, însă aceasta a ricoșat în el înainte de a cădea. În afara terenului era în momentul contactului cu balonul Steph Holt. Decizie corectă până la urmă, după ce Laurențiu Grigoraș s-a consultat cu Dragoș Nicolae. Narcis Dan este cel de-al treilea oficial acestei întâlniri din Arena Constantin Jude. Pasă pentru Ola, care are mâna fină de lângă inel. Darian Strong livrează a treia pasă decisivă. Holt. În blocajul lui Gavrilović, care scoate destul de înalt pentru Markovic. Markovic caută să intre spre inel, pasează pentru Bobe Niculescu. Acesta este însă întâmpinat cu refuz de către Edi Petrescu. Darian Strong o vrea de 3. La recuperare vine Niculescu și prinde de lângă Mokrițchi. A încercat să-și apropie echipa la o singură posesie de adversar. Darian Strong cu acea triplă în tranziție. Mai departe, Olah faultează, comite a treia greșeală personală, dar oprește ceea ce s-ar fi desfășurat drept un contraatac în superioritate numerică pentru Oradea. Cristian Mokrițchi, înlocuit de Adam Mirković. Iese Mokrițchi, revine Mirković. Steph Holt, blocajul lui Gavrilović, care primește aici, îl depășește inițial pe Ola, frâne excelente pentru Alex Gavrilović, care activa probabil ABS-ul și reușește ulterior să înscrie din apropiere. Gavrilović, 12 puncte, 3 recuperări. Strong acum. O minge care este din coapsa lui după ce s-a apărat foarte bine Chris Richard. Minge pierdută așadar de către SCM Oma Timișoara. De 2 ori mai multe turnovers pentru formația de pe Bega decât are Oradea. 14 mingi pierdute pentru Timișoara. Fix pe jumătatea orădenii. Holt, Gavrilović, Niculescu. Tras de către Mirković. Își recunoaște greșeala. Este a doua pentru Adam Mirković. Faza la care se dictează greșeala personală. Repunere de sub panoul advers pentru CSM Oradea. Chris Richard introduce această minge în joc. Îl găsește pe Holt. Nu se grăbesc oaspeții. Richard pentru Markovic. Markovic pe mâna stângă, trimite pentru Gavrilović, care este însă blocat de Petrescu. Contraatac al Timișoarei cu Strong, Lilov, Olah. Liber la 3 puncte, o pune coș. Alex Olah cu a doua reușită de afară într-un meci în care ajunge la 14 puncte cu 10 recuperări și Timișoara încă are destul puls în această întâlnire. Gavrilović lasă aici pentru Steph Holt. Aruncarea recuperată de Alex Olah. Șansă pentru timișoreni să se apropie la o singură posesie în cazul în care marchează pe acțiunea ofensivă aflată acum în desfășurare. Strong din săritură pentru Lilov. Lilov îl găsește pe același Arian Strong, însă pasa nu este recepționată. Vine acum contraatacul orădean transformat în pozițional după ce tranziția gazelor a fost bună în apărare. Richard joacă izolat cu Olah, o lasă alături, Petrescu recuperează și Richard faultează. A treia greșeală personală pentru Chris Richard, care este în același timp și a doua de echipă pentru Oradea. Ambele formații cu 2 faulturi de dat până la finalul acestui sfert. 6 minute și jumătate până la încheierea disputei din Arena Constantin Jude. Diferență de doar 4 puncte în favoarea Oradenii.
Strong. Paravanul lui Olac, Darion Strong, dezechilibrat, o scaldă în plasă. 9 puncte astăzi pentru Darion Strong și diferența este de o posesie. Meci de 2 puncte. Steph Holt. Marković. Marković trece la treabă în 3 secunde. Reușește să îl abuzeze aici pe Edi Petrescu. N-a mai găsit de această dată soluțiile Petrescu pentru a-l opri pe Marković. Mirković pentru Strong. Din nou Mirković, îl angajează pe Ola. Ola cu doi oameni pe el, aruncă, recuperează Petrescu. Atac nou pentru Timișoara cu Mirković, care irosește aruncarea deschisă din spatele arcului de cerc. Acum este accelerația lui Chris Richard, care este oprit cu un foul comis de către Mirković. A treia greșeală personală pentru Adam Mirković. A vrut să oprească aici acțiunea orădenilor. A intervenit însă bine pentru a evita posibilitatea de a se dicta greșeala antisportivă. Revine Bobe Nicolescu. A ieșit Nicola Marković. Richard trece superb de Olaf. E blocat de Mirković. Nicolescu pentru Green. Oradea mai are 8 secunde din atac. Garland Green de la semidistanță. Mingea nu vrea să cadă nici de această dată. Nucleul coșului advers. Recuperează timișorenii. Încă o șansă pentru ei să se apropie la o posesie. Darion Strong pe pătrundere. Strong aruncă din nou. Face aici însă fără acuratețe. Holt pentru Richard. Green n-are pe nimeni nici în cartierul vecin. La recuperare este însă tot el. O șansă în plus pentru Oradea. Fentă frumoasă lui Gavrilović și coș pe sub inel, din care Alex Gavrilović ajunge la 14 puncte, iar Dragan Petricevic cere timeout. Minute și 39 de secunde până la încheierea sfârșitului. Vă reamintesc că înainte de această întâlnire, Oradea are 18 victorii și 7 înfrângeri, Timișoara 17 meciuri câștigate, 9 pierdute. Timișorenii ar putea să întreacă Oradea dacă ar învinge atât în meciul de astăzi, cât și în duelul de la Oradea de peste 4 zile. Însă pentru că acest lucru să se întâmple, e nevoie în primul rând de o revenire în această confruntare. Oradea până la finalul sezonului regulat mai are de disputat și ceva restanțe. După meciul cu Timișoara, Oradea joacă la Sibiu, apoi acasă cu Atletic Constanța și în ultima etapă, așa cum vă spuneam, în deplasare la Voluntari. Jocul SRA, Ivan Lilov găsește aici pe Olac, pasa pentru Strong, care era liber la 3, coșul nu e valabil. Un foul în atac oprește ceea ce ar fi fost o tripla lui Darion Strong. Adam Mirković sancționat cu a patra greșeală personală. Dar l-a ținut evident acolo pe Mark Ogden. Asta era ținere și în Liga Profesionistă de Fotbal American, la felul în care l-a agățat Adam Mirković. Și acolo se dădeau 10 iarzi de penalizare și se repeta down-ul. Holt, Richard,
A primit de la Green, Ogden așează blocajul, Richard aruncă de la semidistanță, Mark Ogden voleibolează în coș. A șaptea recuperare pentru Mark Ogden, care ajunge la 8 puncte. Strong. De lângă Ogden, o pasă deviată, ajunge în brațele lui Lilov. Încerca Tolak să-l angajeze pe Petrescu. Aici Petrescu trebuie să o forțeze. Dacă mai are timp, aruncă însă în panou. Vine recuperarea lui Holt, care ține jocul viu și este nevoie de faultul lui Lilov pentru a se opri această acțiune, dar nu mai este un fault bun. De asta îl și ceartă Dragan Petricevici. Faultul îl va duce pe jucătorul Lorodean la linia de libere pentru două aruncări, deoarece Timișoara este deja în penalizare. Steph Holt, unul dintre cei mai buni aruncători de libere ai Leilor Bihoreni, beneficiază de două aruncări și are posibilitatea să readucă Oradea la un avantaj de 10 puncte. Cel mai mare pentru formația vizitatoare a fost de 12 lungimi. Simt fanii veniți de la Oradea că echipa lor este aproape de o victorie, care menține în continuare lupta deschisă pentru poziția a treia, eventual și pentru a doua. Spuneam însă greu totuși pentru orădeni să o mai depășească pe CSU Voluntari. Nu e imposibil însă. Strong acum, de lângă Ogden, se duce pe coș și obține două aruncări libere. Bineînțeles, meciul nu este încheiat. 3 minute și 14 secunde sunt suficiente pentru ca Timișoara să întoarcă rezultatul. Mai ales că vorbim despre o formație aflată în mare formă. Aminteam în startul transmisiunii, 10 victorii în ultimele 11 meciuri pentru SCM-ul Timișoara. Strong însă ratează libere. E a doua oară când irosește o aruncare. 80% procentajul lui Darian Strong în actualul sezon. N-a fost o partidă deloc bună pentru el și mai trimite încă una imprecis, una din patru astăzi pentru Darian Strong la libere, doar 9 puncte pentru, repet, al treilea marcator al campionatului. Holt, Nicolescu, Richard pentru Ogden. Ogden cu Petrescu lângă, aruncă de la semidistanță, recuperează Strong. Tranziție pentru Timișoare, mingea la Mirković. Lilov a încercat să trimită sub panou pentru Petrescu. A deviat însă Mark Ogden această minge. 14 secunde rămân în atacul celor de la Timișoara. Repunerea este a lui Darian Strong. Îl găsește pe Olak. Strong din nou pentru Mirković. Olak sub panou cu doi oameni pe el, obține faultul. Oradea mai avea însă unul de dat. Greșeala personală este la Steph Holt, prima. De acum înainte ambele formații sunt în bonus, dar pentru moment timișorenii primesc un atac nou de 14 secunde cu repunere din lateral. A ieșit Nicolescu, a intrat Marković. Oradea are în momentul acesta un singur jucător cu cetățenie română pe parchet. Este vorba de Chris Richard. Timișoara cu doi români, Petrescu și Olak. Fault asupra lui Ivan Lilov. A căzut ulterior destul de rău pe el acolo Mark Ogden. Faultul a fost aici la Marković. Oricum sunt două libere pentru Oradea, pentru că spuneam ambele formații sunt deja în bonus. Mirković astăzi 7 puncte marcate. Un procentaj de 74% pentru el în actualul sezon la libere. 9 puncte pe meci cu 3,2 recuperări. Când am vorbit despre absențe, am omis una foarte importantă pentru Timișoara. M-am concentrat pe Gary Talton, care nu are drept de joc, însă lipsește astăzi și Nicola Gaici.
Gaic este al doilea marcator al timișorenilor în actualul sezon, cu 15,2 puncte pe întâlnire și principalul recuperator, 8,8 minci prinse în medie pe meci. Așadar, fără Gaic, fără Dalton și fără Brown, e greu pentru Timișoara. Pe partea cealaltă, Laura Deni absentează de asemenea și Dovis Bicicauskis, care este în continuare accidentat. Alex Ola, pe voleibolare, reușește să împingă această minge în coș și păstrează suspansul în arena Constantin Jude. 63-57 pentru Oradea. Holt. Green. Aruncă de la semidistanță, recuperează Alex Olac pentru a 13-a oară și timișorenii pot din nou să taie în acest dezavantaj. Strong de 3, aruncare imprecisă, un minut și jumătate până la final. Două posesii între cele două echipe. Richard pentru Green. Green mai departe către Chris Richard. Locaj așezat de către Mark Ogden. Richard de la semidistanță n-are noroc, însă este Ogden acolo care recuperează ofensiv, dar greșește pasa. Intercepția lui Petrescu. Strong caută să accelereze, se duce pe coș și scrie cu tot cu foul. And one pentru Darian Strong, care ajunge la 11 puncte și diferența poate fi scăzută la un singur coș în cazul în care Strong nu mai irosește libere. Aminteam, una din patru în această întâlnire pentru Strong. Necaracteristic pentru el să rateze atât de multe aruncări de la linia de foul. Este time-out solicitat de către Cristi Achim. Va fi un ultim minut tensionat la Timișoara. Văzut acum cine are nervii mai tari pe acest final, care ne va ține cu pulsul ridicat. Ne bucurăm că avem parte de o partidă tensionată, dar era cumva așteptat acest lucru între două dintre cele mai bune formații din Liga Națională de Basket. Jocul se va relua cu o aruncare liberă de care beneficiază Darian Strong. 11 puncte astăzi, dar vă spuneam, una din patru la libere. Dacă și-ar fi transformat aruncările pe care le-a irosit și cu tot cu cea care urmează să fie aruncat acum, putea fi egalitate. De data asta Strong înscrie 63-60. Și o schimbare făcută de Dragan Petricevici, care l-a ținut aici pe Edi Petrescu în eventualitatea că este nevoie de recuperare ofensivă. Îl introduce acum cu sarcini defensive pe Miloș Comatina. Holt, Richard, din nou Holt, Markovic de 3, opune coș, uriașă reușită a lui Nicola Markovic, care n-a stat pe gânduri și ajunge la 13 puncte, oferindu-i Oradei ceva mai multă liniște, odată cu această plasă de siguranță de 6 puncte pe care o obține formația Bihorea. Thank you.
Până când se rea meciul de la Timișoara, de precizat și faptul că Liga Națională de Basket Feminină a ajuns la ultimul act. Oarecum o surpriză acolo, dacă avansarea celor de la Cep și Sfântul Gheorghe este așteptată. Covăznencele reușind să treacă în trei partide de Phoenix Constanța. Aradul a eliminat în schimb, cum nu se așteptau mult, Satu Mare în doar trei meciuri, cu avantajul terenului propriu pentru Satu Mare. Două puncte scrise între timp de Alex Ola, care ține Timișoara la patru puncte în spatele adversarilor. Donețenii au nevoie însă de o apărare bună aici pentru a mai spera. Primește Steph Holt. Holt o înalță pentru Ogden, prea sus totuși această pasă. Ogden scoate pentru Niculescu. Nu s-a resetat cronometrul de atac pentru că nu a fost atins inelul. Richard trage de 3. Recuperează Ivan Lilov. Timișoara încă respiră în acest match. Damian Strong pe pătrundere. Olac e liber la 3. Dă extra pasa pentru Lilov, care aruncă însă un airball. N-a fost deloc echilibrat acolo Ivan Lilov și s-a grăbit cu acea aruncare. Iar în acest moment șansele Timișoarei de a mai câștiga sau de a forța măcar prelungirile sunt minime. Faul comis de Lilov, a treia greșeală personală, îl trimite pe Richard la linia de libere. Însă diferența este oricum de două posesii. Richard o poate mări la 6 puncte. Arbitrii vor să și revadă dacă nu cumva nu intră sub incidența de greșeală antisportivă această acțiune, pentru că a oprit contraatacul Lilov. Totuși pe final de meci caut să faultezi ca să dai libere adversarilor. Se dă greșeală antisportivă la Lilov și oricum nu erau prea mari, dar șansele timișorenilor sunt aproape nule acum. Richard are două libere. Pe prima o ratează, dar oricum posesia este mai departe pentru Oradea. Repet, diferența este de două posesii. 5 puncte acum, după ce Chris Richard ajunge la 10 puncte marcate. Repunerea aparține lui Holt. Intervine Strong, însă doar deviază această minge, iar Oradea reușește să se impună la Timișoara cu 67-62, la capătul unui meci în care a condus în permanență. Adversarii s-au apropiat la o posesie pe final, însă victoria este a orădenilor, care ajung la 19 succese cu 7 eșecuri în Liga Națională de Basket. Timișoara cade la un bilanț de 17-10 și pare să se dueleze cu SCM-ul Craiova pentru poziția a 6-a în clasament. Punem punct aici acestei întâlniri. Vă reamintesc însă că de la ora 20 avem din nou basket pe Lux Sport, confruntarea dintre FC Argeș-Pitești și Petrolul Ploiești. Până atunci eu, Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și vă spun ca de fiecare dată, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Lux Sport.